Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Fermierii din România se plâng că sunt dezavantajați din cauza aducerii cerealelor din Ucraina. În plus, înregistrează pierderi foarte mari având în vedere prețurile cu care se vând aceste materii prime. De precizat că grâul și porumbul ucrainan ar trebui doar să tranziteze România, dar din păcate cantități foarte mari sunt vândute pe teritoriul țării. Ministrul Agriculturii Petre Daia, prezent la Iași cu ocazia caravanei de informare despre oportunitățile din PNS, a recunoscut că este într-adevăr o situație dificilă la care se caută soluții, atât la București cât și la Bruxelles de către Comisia Europeană. E o situație reală și fermierii, pe bună dreptate, sunt în această, afirmă ceea ce dumneavoastră a spus, pentru că, vedeți, în momentul în care încep să vorbească armele, oamenii se înțeleg mai greu, iar soluțiile sunt mai anevoioase. Conflictul a creat o serie întreagă de probleme, iată că a creat și fermierilor, datorită faptului că prin culoarul acesta de solidaritate, o serie întreagă de cantități de cereale a ajuns în România, creând un blocaj prin stocurile care există la fermieri și imposibilitatea lor de a le valorifica pe piață și de aici disconfortul financiar, pentru că mâine poimâine încep sămânțările în câmp și evident au nevoie de bani pentru a executa. Însă, la timpul potrivit, și eu spun că la timpul potrivit de anul trecut, noi am făcut demersurile necesare, iar cel ce vă vorbește acum în Consiliul de Ministri și în întâlnirea pe care am avut-o cu Comisarul European pe probleme de agricultură, am stăruit asupra acestei situații și împreună cu alte state, înțelegând aici Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria, am prezentat o informare în Consiliul de Ministri stabilind prezentând o situație care există la fiecare dintre țările care au compus această abordare în momentul de interes al tuturor fermierilor și am solicitat comisarului să activeze rezerva de criză în așa fel încât să ajutăm fermierii pentru a trece peste acest moment dificil. Nu este ușor de realizat și nu este de interpretat decât așa că vom lucra pentru a putea să fim cu sprijinul lângă fermier și până la, zic eu, că până în la următoarea ședință a Consiliului de Ministri să avem un răspuns din partea Comisiei Europene. Până pe 15 mai, fermierii care vor să beneficieze de schemele de plată din Planul Național Strategic trebuie să depună cererea unică la centrele județene și locale APIA, prin aplicația IPA Online. Cei care nu vor depune documentele până la această dată vor mai avea ulterior 25 de zile calendaristice ca să o facă, însă vor fi penalizați cu 1% din valoarea plăților pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit directorului general al APIA, au fost deja depuse peste 8.000 de cereri de plată pentru o suprafață de aproximativ 20.000 de hectare. De precizat faptul că se va completa o singură cerere, chiar dacă se utilizează suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Fermierii care sunt deja beneficiari ai schemelor de plată oferite de APIA își vor actualiza la completarea cererii doar datele care au suferit modificări față de anul anterior. În acest fel se reduce probabilitatea de a introduce greșit datele cerute. Subvenția APIA mare de anul acesta, cu un cuantum de 20 de euro pe cap de animal pentru crescătorii de oi sau capre, nu se va acorda fără o adeverință care îi califică pentru obținerea banilor. Adeverința trebuie atașată cererii unice de plată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Despre ce este vorba, aflați imediat într-un material semnat de colegii mei de la site-ul agrotv.ro. Crescătorii de oi sau capre din România trebuie să depună la APIA o adeverință atașat cererii unice de plată. Este vorba despre A, o adeverință eliberată de asociația sau agenția acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor sau țapilor în registrul genealogic al rasei, înscrierea sau înregistrarea oilor sau caprelor în registrul genealogic al rasei pentru care se solicită sprijin cuplat pentru venit
și respectarea raportului de sexe de minimum un berbec sau țap înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, la 35 de femele, ovine sau capre. Și sau B, o adeverință eliberată de biroul județean sau oficiul pentru zootehnie județean, prin care se confirmă respectarea raportului de sexe de minimum un berbec sau țap cu certificat de origine la 35 de femele, ovine sau capre, neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic. Adeverința partea A pentru animalele înscrise în registrul genealogic se solicită de la asociațiile crescătorilor de oi sau capre care dețin registrele genealogice sau de la Agenția Națională pentru Zootehnie, iar partea B pentru femelele ovine sau caprine neînscrise în registrul genealogic de la oficiile județene de zootehnie. Mai multe informații găsiți într-un articol publicat pe platforma media agrotv.ro. Tot acolo găsiți și modelul de adeverință pe care trebuie să-l completați. După ani de investiții și de efort, industria vinului românesc are cu ce să se laude atunci când participă la evenimente internaționale de profil. Faptul că producem sortimente de vin de calitate superioară demonstrează că putem deveni jucători importanți în această piață. Pe de altă parte, valoarea unui produs are nevoie de promovare, calitatea vinului fiind doar primul pas din lungul drum către recunoașterea și aprecierea consumatorului final. Vinurile românești, produsele de excelență românești, pot și trebuie să fie parte dintr-un proces de așezare a unui brand de țară sănătos, atractiv și care să ne facă pe toți să fim mândri. Păi, știm bine, când mai mergem prin străinătate, până să cumperi vinul X, ca să nu facă reclamă nimănui, trebuie să existe pe harta ta mentală acel vin, acel produs de calitate românesc, o asociere cu ceva pozitiv. Deci producem un vin acum și e mult mai bun de calitate, dar imaginea și brandul acestor produse este încă suficient de bine promovat. Suntem convinși că programul reconversiei la plantațiile de viță de vie a avut un mare succes. Au apărut foarte multe crame noi, moderne, cu oameni care știu să facă vinuri bune, atât din soiuri naționale cât și din soiuri internaționale. Și avem nevoie, într-adevăr, să ne promovăm în toată Uniunea Europeană și nu numai. Și cred că, așa cum spunea și domnul Gioană, trebuie absolut toată lumea să lucreze la un brand de țară, pentru că în momentul de față, chiar dacă am insistat și am intrat cu un vin într-o rețea de supermarket în Uniune, datorită unor factori pe care îi bănuim sau chiar îi știm, vinurile noastre nu se vor cumpăra. Și aici trebuie lucrat foarte mult, atât noi producătorii, cât și guvernanții mai ales, pentru că trebuie găsite niște pârghii prin care să produsele noastre să devină atractive în supermarketurile din comunitatea europeană, pentru că avem ce arăta și calitatea vinurilor noastre, ținând cont și de poziția noastră de producător în Europa, de pe locul 5, din câte am înțeles, am depășit Portugalia. Și trebuie să ne adresăm consumatorilor din toată Uniunea Europeană. Pomii fructiferi, în funcție de specie, se confruntă cu o multitudine de boli care pot afecta producția în măsură mai mică sau mai mare, iar primăvara este sezonul preferat al agenților patogeni care produc aceste infecții. Tocmai din acest motiv trebuie să fim pregătiți în orice moment ca să aplicăm tratamentele corespunzătoare pentru a proteja pomii cât mai bine și împotriva unei game cât mai largi de boli și dăunători. Toate informațiile pentru a combate cele mai periculoase boli care afectează livezile le găsiți în site-ul nostru agrotv.ro, într-un material video extras din emisiunea Ce vor plantele, realizată de doctor inginer Horia Ghibu. Dacă doriți să adresați întrebări, o puteți face ca de obicei la numărul de telefon afișat în timpul emisiunii Ce vor plantele, în direct la AgroTV. Tot pe platforma media agrotv.ro aveți și alte subiecte de interes legate de fenomenul agricol românesc. Legumicultorii sunt revoltați de o decizie a Ministerului Agriculturii privind regulile de acordare a sprijinului cuplat în sectorul vegetal pentru legumele cultivate în spații protejate. Potrivit acestora, o parte dintre ei ar putea rămâne în imposibilitatea de a mai primi această subvenție începând din acest an.
membrii Uniunii Salvăm Țăranul Român au reacționat anunțând că vor să meargă mai departe în contestarea acestei decizii a MEADR prin atacarea ei la Curtea Constituțională și sesizarea Comisiei Europene cu privire la încălcarea drepturilor legumicultorilor români. Colega mea, Rona David, ne explică atât care sunt schimbările care produc de servicii fermierilor, cât și poziția adoptată de conducerea Uniunii Salvăm Țăranul Român. Bun găsit! Începând cu anul 2023, legumicultorii care dețin o suprafață de solarii de 0,3 hectare până la 0,99 de hectare nu vor mai fi eligibili pentru acordarea acestui tip de sprijin dacă nu sunt și beneficiari BIS. Reamintesc faptul că în perioada PNDR 2014-2020, cât și în cea de tranziție 2021-2022, acești fermieri au fost eligibili pentru încasarea sumelor cuvenite pentru legume cultivate în spații protejate. În comunicatul lor, membrii Uniunii Salvăm Țăranul Român țin să precizeze alte câteva aspecte importante. În grupurile de lucru ale PNS și în drafturile prezentate la întâlnirile cu acești fermieri, aceștia nu erau excluși de la plată. În documentul oficial al PNS trimis de România la Bruxelles și aprobat de către Comisia Europeană, acești fermieri au fost incluși din nou, fiind eligibili pentru plată. În marea caravana cunoașterii promovată de MEADR, nu au fost înștiințați de această modificare. În plus, Uniunea Salvăm Țăranul Român semnalează faptul că pe canalele media la acestor instituții apare informația că se păstrează regulile din perioada 2014-2022. Uniunea solicită MEADR să modifice această prevedere din ordinul privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic. De asemenea, Uniunea cere să se răspundă public de ce s-a luat această decizie de modificare și excludere a acestor fermieri, cu ce scop și cu cine s-au făcut consultări în acest sens. Și nu în ultimul rând, se cere să se răspundă public dacă nu cumva prin această decizie sunt chiar încălcate drepturile fermierilor, nu se respectă regulamentele Uniunii Europene și nu sunt discriminați legumicultorii autohtoni față de colegii lor din Uniunea Europeană. Reprezentanții Uniunii Salvăm Țăranul Român cred că cei mai afectați de această nouă prevedere vor fi în special legumicultorii din localitatea Matca, județul Galați, adică cel mai mare bazin legumicol din țară, cu peste 1600 de hectare de legume cultivate în spații protejate, existând riscul ca 70-90% din fermierii de aici să piardă dreptul la această subvenție. Ceapă și usturoi verde, salată, lobodă, spanac, urzici și ridic de sezon, pe scurt, verdețurile clasice așteptate la începutul primăverii de cumpărători. În Argeș, tarabele sunt pline, mai ales că venim după o iarnă blândă, dar cu prețuri uriașe la utilități, inputuri și combustibil. Cum totul s-a scumpit, acest fenomen se regăsește în costul trufandalelor, însă, chiar și așa, clienții nu rezistă tentației de a le cumpăra. Un tânăr legumicultor din comuna argeșeană Davidești a ieșit primul în piață cu legume proaspete de sezon, însă a visat la acest moment încă din iarnă. Avem ceapă de arpagic, este plantată pe 10 decembrie. Privind condițiile meteorologice mult mai bune față de anul trecut, am ieșit mult mai devreme. Anul trecut, de exemplu, am ieșit pe 20 martie, acum am ieșit până 1 martie. Spuneți-mi dacă se caută, având în vedere că ați ieșit mai devreme, le-ați făcut o surpriză plăcută cumpărătorilor. Sper că le-am făcut o surpriză plăcută, dar deocamdată nu este așa căutată. Sperăm mai la sfârșitul lunii să terminăm, să ne apuce paștele fără ceapă. Însă oferta legumicultorilor este una variată și completă. Ceapă verde, usturoi, ridic, spanac, lobodă sunt doar câteva dintre cruditățile pe care legumicultorii argeșeni l-au scos pe tarabe. Piața agroalimentară din Iovene abundă de crudități, sunt așteptați acum cumpărătorii, astfel încât legumicultorii să își poată recupera investițiile. Cum piața agroalimentară din Mioveni este una modernă și spațioasă, nu a fost deloc greu să își găsească loc mult doritele trufandale de primăvară, mai ales că starea vremii prevestea acest lucru. Producătorii în acest an au ieșit mult mai devreme cu produsele cultivate de ei, cum ar fi ridicule, salata verde, spanacul,
ceapa. Clienții sunt așteptați să vină să se bucure de aceste minunății. Strategia abordată este să vândă cât mai repede recolta din cele 5 solarii, pentru că răsadurile de tomate, castraveți, ardei și vinete sunt deja mari și trebuie plantate în locul trufandalelor de primăvară. Tudorița sau Paștele Cailor este un obicei sărbătorit în fiecare an de către comunitatea de bulgari din Dâmbovița. Este ziua în care legumicultorii din zonă ies la paradă cu cei mai frumoși cai pe care îi au în gospodărie. Paștele Cailor este ziua în care grădinarii bulgari merg la biserică, iar după slujbă, atât ei cât și caii primesc binecuvântarea preotului. După sfințire, bulgarii le dau cailor conceta, pâini mici făcute de gospodinele din comunitate. În ultima perioadă, numărul cailor a scăzut semnificativ, dar cu toate acestea mai sunt agricultori care nu uită importanța cailor și continuă să crească aceste nobile animale. Ce ne puteți spune despre acest eveniment? Este un obicei al nostru pe care îl păstrăm cu sfințenie și ne străduim, că nu e ușor pe timpurile astea să păstrăm obiceiul, al comunității de bulgari din Târgoviște, care sunt agricultori, sunt grădinari și au constituit susținerea cu legume și pentru Târgoviște și numai Târgoviște, Ploiești, București, Brașov, și ne mândrim cu asta că ceilalți majoritari ne-au apreciat pentru munca noastră. Cumva are și o semnificație sentimentală pentru dumneavoastră? Cum să nu fie? Din 1996 facem acest obicei, l-a renodat. El a fost întrerupt 50 de ani, nu s-a făcut pe timpuri, că atunci ne-au confiscat și caii și noi ne-am trebuit să ne luăm așa pe câte un căluț mai târziu, că nu ne dădeau voie cu să avem cai. Și obiceiul s-a întrerupt. Când am reluat, am vorbit cu bătrânii și dintre obiceiuri care sunt mai multe aici la noi, cum sunt și la bulgarii din alte zone, am zis că acesta e deosebit, pentru că numai bulgarii liberi aveau cai. Ce ne puteți spune despre acest eveniment, obicei? Este un obicei, ne bucurăm foarte mult că s-a reluat. Se sărbătorește întotdeauna înaintea Paștelui, de sărbătoarea Sfântului Toader. Reprezintă comuniunea și dragostea omului față de animale, adevărat față de cal. Și după cum observați, se fac niște prăjiturele care se numesc concetas, se sfințesc prima dată la biserică, apoi se împart jumătate la stăpânul calului și jumătate la căluț. Noi sperăm să rămână acest obicei pentru că, uitați, se scoate din lada de zestre costumele tradiționale și e păcat. Aceasta este istoria noastră, a celor care locuiesc aici. Ce ne poți spune despre căluțul tău? Păi, e animalul meu preferat din toată gospodăria și de asta l-am și pregătit pentru astăzi. E un mod de viață pentru mine, adică îmi plac foarte mult și nu aș putea să stau fără ei. Eu zic că e un cal foarte bun și care nu m-a lăsat până acum și m-a ajutat de fiecare dată la fiecare treabă pe care am avut-o cu el. Cum se numește calul tău? Roza. Este greu să întreții un cal? Acum depinde de fiecare om. Dacă ai o plăcere și o pasiune să iai în curte, nu ți se pare greu. Eu zic că e destul de ușor din punctul meu de vedere. Pregătirile au fost intense pentru acest eveniment? Au fost destul de intense, pentru că nu e timp de fiecare dată să-i întreții pe fiecare zi și acum câteva zile înainte trebuie să tragi puțin tare ca să-i pregătești. Care crezi că este principalul beneficiu atunci când deții un cal? Păi eu unul, dacă simt că am nevoie de puțină relaxare, eu unul îmi pun șaua pe cal sau îl pun la căruță și mă duc să mă plimb și asta e cel mai bun mod de relaxare pentru mine. Adică îmi place stilul de viață cu ei alături. Mana viței de vie este considerată alături de făinare și putregai una dintre cele mai păgubitoare boli ale acestei culturi. În anii ploioși, această boală poate produce pierderi de producție chiar și de 100%.
Specialiștii Corteva AgriScience au prezentat de curând noul fungicid revoluțional Zorvec Vinabel, care oferă o protecție de neegalat în controlul manei viței de vie. Produsul este recomandat pentru a fi utilizat în fiecare sezon. El menține și maximizează sănătatea culturii chiar și în condiții propice de apariția manei. Fungicidul Zorvec Vinabel este înregistrat pentru a fi utilizat în culturile de viță de vie, pentru struguri de vin și pentru struguri de masă. Dacă ne referim strict la mană, este extraordinar de mult influențată de schimbările climatice și de condițiile climatice. Mai exact, temperaturi ridicate și umiditate atmosferică foarte mare. Deci mana, ca și făinarea, sunt bolile care pot decima cultura de viță de vie sau, cum spunem noi, reduc foarte, foarte mult producțiile și calitatea vinului implicit. Deci este nevoie de produse cu eficiență foarte bună în combaterea acestor două boli și astăzi haideți să ne referim la mană, vorbim despre Vinabel și bineînțeles este nevoie de produse care să combată nu atât prin acțiunea lor de contact, dar și sistemică, iar Vinabel prin molecula Zorvec este cel mai eficient fungicid sistemic pe care viticultorii îl pot avea astăzi în utilizare. Lansarea unui astfel de produs cum este Vinabel este într-adevăr un pas revoluționar în combaterea manei la vița de vie. Calitatea vinului a crescut semnificativ în România și este unul din sectoarele în care fără niciun dubiu, România are cea mai rapidă evoluție spre calitate premium. Este motivul pentru care propunerea Corteva și ambițiile noastre sunt să venim în sprijinul viticultorilor cu cea mai avansată soluție de departe din piață pentru combaterea manei la vița de vie, cele două tratamente pre- și post-floral, având cea mai ridicată eficiență față de alte soluții. O mândrie pentru noi să vă spunem că deja fermierii premium din România aleg soluția Zorvec ca soluția bază în combaterea manei. Sigur, în afară de mana la vița de vie, Corteva are un portofoliu extrem de competitiv și pentru partea de făinare, unde produsele pe bază de prochinazid a spune că dau tonul în ceea ce privește performanța. Este o zonă care, vița de vie, care ne place foarte mult și în care investițiile în cercetare, soluțiile cu care venim în următoarea perioadă ne vor diferenția semnificativ în piață. Iată că avem o moleculă deja consacrată, cum este Zorvec, și o aducem alături de un partener care să satisfacă nevoile fermei pentru un control foarte bun al manei prin cea de-a doua substanță activă, Zoxamid. Ei, acest produs este unic în piață. Faptul că l-aducem gata formulat este un avantaj inclusiv pentru fermele mici. Aici vorbim de ferme sub un hectar, sub jumătate de hectar. Acesta va fi disponibil începând cu 2023 pentru a controla mana cu succes 100%. Putem spune că dacă aplicăm înainte și după înflorit produsul Zorvec, noi nu mai avem treabă cu mana. Avem un control excelent împotriva manei. Din păcate, clima ne joacă destul de multe feste. În ultimii ani au fost destul de multe provocări. Să zicem, în 2021 am avut provocări destul de mari cu mana la vița de vie, în 2022 am avut provocări cu făinarea. Avem destul de bune colaborări cu firmele de pesticide, venind cu substanțe noi, provocatoare pentru a rezolva cele ce se întâmplă în plantația de viță de vie. Să zicem, un produs foarte bun al lui Corteva este Zorvecu, care îl aplicăm în două tratamente înainte de înflorit și după înflorit. Și au avut rezultate destul de bune, efectiv.